nici n-am pus-o când l-am tăcățit așa ori. Prea frumoasă. De la mărul meu, de la Candoi. Pentru fata lui. Nu, aici e familie, nu înțelege nimeni greșit. Tot pentru Roxana ta, puțin ca la mine. Mario. Pentru Mario, fata lui a doua. Cu minte ca o fată, cam cu minte ca Roxana. Să rămână. Și pentru Denisa. Medahal tati. Mai dă puțin și deși. Băgați mâna în ele, alo. Roxana. Pentru Roxana. Și al lui Cristina. Să rămână mult de tot. Vreau să fac și eu cel mai frumos program. Oricum îmi era dor să cânt în România după pandemia asta. Și mai ales la oameni de ăștia care mă simt bine. Orchestra. Una, două. De la Carlos. Pentru Roxana și Mario. Roxana și Mario. Orchestra, vreau și eu de la voi șmecherie, da? Candoi, vin aici! Ia vă rog eu, mă! Da! Țin atac la rege! Timitiu ăsta mai sus, băi! Dă-i! Aie! Ia-uzi, Cristino! Ce frumos ne-au trecut anii. Uite că văd copiii mai mari. Popa ta și băiatul meu mi-a ajutat Dumnezeu. Ce frumos ne-au crescut anii. Și mi-am văzut copiii mă lăgării.
păpata și băiatul meu. L-am ajutat Bibi, pentru a doua mamă la copiii Lucan 2. Da. Și am să fac și eu după asta o melodie cadou. Numai cadouri frumoase aduse. Hai, una, două, trei și... din casa mea să-mi văd bine familia. Mai ales fratele meu care e sufletul meu. Eu nu vă uit, eu nu vă uit niciodată, nici pe tine, mamă și tată. Dar niciodată n-am să uit cât de frumos m-ați crescut. Dar cine ești în viața mea, ca doi zic cu Cristina, e părinții mei, o doare. Dar cine ești în viața mea, tata meu și mama mea, este viața mea, viața mea, puterea mea. E foarte râs. De la Mario, pentru Candoi și Cristina, pentru Roxana, inima și sufletul tău. Și pentru piticul vostru, să rămână. Din partea lui Roxana. Pentru Mario, pentru părinții tăi și pentru... Și pentru doamna Bianca, mătușica, să rămână. Una, două, trei și... Go!
Avem timp mai târziu să fac ce vrea vorul meu Candoi. Să cântăm de joc, să ne distrăm. După aia intrăm în comă. Știe Candoi.